pace și bună seara. Vreau să ne ridicăm să putem citi un text din Scripturi. Aș vrea, dacă aveți Bibliile la dumneavoastră, să ne uităm într-un text care a revoluționat somatologia antică, doctrina despre trup. Și bine ar fi fost să rămână așa dacă nu s-ar fi întors din nou creștinii la stoici și la Platon, și mestecându-i pe aceștia cu gura plină ne-am reinfectat de o doctrină proastă asupra trupului. 1 Corinteni 6 este un text revoluționar care schimbă tot ceea ce au spus 400 de ani, cu 400 de ani înainte de Apostolul Pavel, filozofii greci. Iată cum sună acest text și după citirea acestui text, și voi mai citi din imediat la finalul acestui text, Evrei 12 cu 16 și 17. După citirea acestor două texte, îl rog pe fratele Beni Fărăgău să ne conducă în rugăciune de cerere pentru cuvânt, pentru inspirație, pentru inimi deschise și mai ales pentru puterea de a împlini după ce vom fi auzit tot ce vom auzi. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celălalt. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Și Evrei 12 cu 16 și 17. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Amin. Cuvântul Domnului. Ne rugăm. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește, după cum El însuși este curat. Cine păcătuiește este de la diavolul. Doamne, dacă noi am crede cuvintele pe care ni le spui în Scriptură, am fugit de păcat, am alergat la cruce, am cere iertare, ne-am deschis de lucrării Duhului Sfânt, ca să ne împuternicească, să văslim împotriva curentului. Doamne drag, Scriptura ne spune clar, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Tot ce este în lume, pofta firii pământei sau a cărnii, pofta ochilor, lăudăroșia trupului, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. În ultimă instanță, va trebui să alegem între plăcerile de o clipă, ale cărnii, ale păcatului, ale țărânii, sau între transformarea noastră într-un chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Doamne, pentru asta mă rog, ca în bunătatea Ta, prin puterea Ta, prin intervenția directă a Duhului Tău Sfânt, să ajuți inimile noastre să aleagă în seara aceasta. Ne-ai pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul și ne sfătuiești să alegem viața. Dă-ne, Doamne, și puterea și înfăptuirea, te rugăm. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Trăim vremuri paradoxal ironice.
În timp ce creștinii din Occident scriu articole și dezbat despre cele 50 de nuanțe ale griului, pe cealaltă parte a globului sunt 21 de nuanțe de roșu în apa mării. Salopetele orange ne dau fiori în timp ce uniformele negre luptă cu sabia împotriva unor lucruri despre care vom aminti în seara aceasta, lucruri care trebuie să fie preocuparea bisericii. Ei luptă cu sabia, ciudați fiind de ceea ce le-a adus vestul, pornografie, sexualitate exacerbată. Ceilalți, în salopetele portocalii, strigă Iisus Domnul meu. Ieri am pus pe blog, dacă Ben îl găsește spre sfârșit, aș vrea să avem un moment eventual în care să vizionăm acest poem. Am pus pe blogul meu un poem scris de un poet egiptean, două șiruri care se îndreaptă pe malul mării, un șir îmbrăcat în salopete negre, un șir îmbrăcat în salopete portocalii. A vorbi despre desfrânare este o sarcină foarte grea și vă mărturisesc că mi-a fost foarte greu să-mi aleg și tipul de discurs și cuvintele potrivite, știind că trebuie să vorbesc în biserică, nu la o întâlnire de bărbați, nici la o întâlnire de familii tinere, cu minori de față, dar m-am gândit că și Domnul Iisus a predicat în predica de pe munte despre aceste lucruri, având de față copii sugari, deopotrivă mame și bătrâni. Putem alege mai multe modalități de a vorbi despre aceste lucruri delicate, dificile. Putem vorbi de la distanță, didactic, ca și cum nou nu s-ar fi întâmplat niciodată. Și din experiența noastră știm că orice băiat, bărbat mai în vârstă de 12 ani de aici poate fi vinovat de ceea ce spune Domnul în predica pe munte, că nu vom fi privit cu totul nevinovat la femeile din jurul nostru ca la mame sau surori. Putem să mergem la locurile comune, la o lecție moralizatoare de clasa 5-a. Asta este calea cea mai ușoară. Să dăm exemple, fără desene, și să spunem, știu eu pe cineva, mergem la povestea lui David, a lui Solomon, luăm lecțiile celor doborâți de sexualitate, luăm și cazul lui Samson. Este foarte greu de găsit echilibru. În același timp îmi dau seama de dificultatea unei întreprinderi ca aceasta, că nu putem face aici nici o relecturare a cântării cântărilor, încheia în care ar trebui ea lecturată, și nu-mi surâde deloc o exegeză pur simbolică a acestui text. Și totuși trebuie să predicăm despre aceste lucruri. După ce am călătorit prin cele trei păcate ale lăuntrului, de până acum, mândrie, invidie, iubire de bani, de proprietăți, vine al patrulea, care este primul din seria celorlalte săvârșit în trup, cum spune Apostolul Pavel. Există oare altfel de păcate? Există păcate care sunt săvârșite doar trupește, fără să aibă rădăcina adâncă în suflet? Există doar păcate care pot fi tunse la suprafață? Nici de cum. Dacă celelalte sunt dezvoltate în interior, acestea care urmează au rădăcini în primele trei de dinainte. De ce ne fascinează atât de mult sexualitatea? Ce mecanisme declanșează în noi? De ce suntem atât de prinși? De ce, pe de o parte, cu toate nedreptățile pe care le-a făcut ființei umane, Freud a avut dreptatea lui? De ce în adâncul înghețat al ființei noastre are loc efectul acesta de iceberg? Sunt atâtea mecanisme lăuntrice care se ridică și funcționează previzibil în momentul când apare stimulul. Cum putem interpreta căderea? Exegezile rabinice ne duc spre o interpretare sexualizantă a căderii lui Eva, șarpele este simbol falic, mărul este simbol al voluptății sexuale și așa mai departe. N-aș vrea să intrăm în acea zonă a interpretărilor istorice, foarte mult le voi aminti, survolând rapid, inclusiv exegeza patristică, cu care de data asta nu sunt de acord. Aș vrea să ne păstrăm mai aproape de zilele noastre. Întrebarea mea pentru lumea în care trăim este: de ce nu mai putem face reclamă nici măcar la buldozer și macarale, fără aluzii sexuale? Saloanele auto? O mașină, trei fetișcane. De ce? Care este diferența dintre poftă desfrânată și dragostea curată
că tocmai am trecut, slavă Domnului că am trecut de acest 14 februarie. Iată ce scrie un ateu declarat, un evoluționist darwinist de cea mai pură tradiție. Extraordinar textul său, cred că merită o traducere mai bună decât încerc eu să fac în fața dumneavoastră acum și îl voi da probabil unui prieten să-l traduc așa cum merită acest text. Îl survolez doar, nu îl traduc. Zâmbim când îi vedem pe îndrăgostiți ținându-se de mână prin parc, dar ne încruntăm în momentul când ar trece la acțiune să-și satisfacă poftele. Dragostea primește aplauzele lumii, pofta se furișează, rușinată și împovărată. Dragostea urmărește binele cel mai mare al celuilalt, cu autocontrol, rațiune și răbdare. Dragostea își urmărește propria sa plăcere egoistă, neliniștită, fără control, imună la orice fel de rațiune. Dragostea stă de vorbă la lumina lumânărilor și caută conversația. Pofta este mulțumită cu o convorbire pe un hol sau în ușa unui taxi, cu conversații și strigăte animalice și gemete. Dragostea se uită către celălalt și celălalt este unica stea în jurul căreia gravitează. Pofta? Ia ce vine la rând. Dragostea se pierde în ochii celuilalt. Pofta privește în lături, nu are curaj să te privească direct, inventează tot felul de capcane, stratageme și modalități de seducere, caută oportunitățile cele mai ușoare, fără sacrificii. Dragostea crește împreună cu cunoașterea celuilalt în timp. Sacrifică pentru curtare, adevăr și încredere. Pofta alege căile ocolite, mascate. Dragostea rămâne. Pofta trece și dezamăgește. Pofta răpește, așa cum i-a răpit Anei Karenina. Soțul și fiul și lui Vronski i-a răpit cariera și viitorul. Trăirea în poftă este rușinoasă și dezamăgitoare. Din gura unui darwinist, evoluționist. Extraordinar text. Parcă l-ar fi citit pe Apostolul Pavel. Cum am putea oare reciti textele biblice uitându-ne în același timp la trupurile noastre și recunoscându-le căderea, recunoscându-ne pulsiunile, dorințele cele mai profunde și pofta cea nestăvilită? Aș vrea să ne apropiem cu ajutorul Apostolului Pavel de aceste subiecte și cu ajutorul lui Don Juan, dar prin viziunea lui Constantin Noica. Definițiile, pofta și dragostea. Ce este pofta? În Scriptură sunt mai multe cuvinte folosite, cel puțin în limba greacă, pentru poftă. Este folosit acest cuvânt de larșe în patologia sa spirituală, patologia bolilor spirituale. La pagina 136 dă o definiție interesantă, scurtă și utilă deocamdată pentru discursul nostru. Porneia sau patima desfrânării este reaua întrebuințare sau, cum spun părinții, parahresis, abaterea, eșuarea, reaua întrebuințare a sexualității. Bun, după aceea intră odată cu părinții bisericii în ideea aceasta că sexualitatea este rea în sine. Este oare pofta rea sau bună în esența ei? Hai să-l ascultăm pe Iacov. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făcut-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Dați-mi voie să vă ofer traducerea mea proprie și personală. M-am uitat în textul original și textul original începe cu aluzii la Septuaginta și folosește cuvinte cheie din Septuaginta și texte cheie din Septuaginta cu aluzie. Ne duce cu gândul la Psalmul 1, Makarios Aner, adică fericit bărbatul.
Fericit, dați-mi voie să vă ofer această interpretare, această traducere și după aceea voi comenta pe marginea ei, aducându-vă în sprijin pentru interpretarea mea texte din Septuaginta, din Vechiul Testament și anume din Proverbe. Pentru cei care au mai auzit aceste explicații odată într-o altă prelegere aici, îmi cer scuze, mie nu mi-este greu să repet, dumneavoastră vă este de folos. Fericit bărbatul care stă sub testare. Cuvântul folosit aici este testare, aceea pe care o folosesc meșteșugarii să vadă dacă obiectul tocmai terminat rezistă. Ferice cel de bărbatul care stă, rabdă testarea, căci vrednic fiind va primi cununa vieții pe care a promis-o Domnul celor ce-l iubesc pe el. Niciun testat sau încercat să nu zică, de către Dumnezeu sunt testat, căci Dumnezeu este de neîncercat spre rău și pe nimeni nu încearcă spre rău. Fiecare este încercat de către pofta lui proprie, fiind atras și momit, apoi pofta, foarte interesant, sulabusa, este un termen tehnic pentru a rămâne gravidă, apoi pofta cade grea, cum spune românul, cade grea și după ce a rămas gravidă naște păcatul, iar păcatul odată crescut mare și maturizându-se, naște la rândul lui moartea. Nu vă înșelați, iubiții mei. Așa cum vedem, este un text care, pronunțat în auzul iudeilor cunoscători de limbă greacă, imediat îi trimitea la textele destinate în primul rând bărbaților și pulsiunilor specifice ale bărbaților. Makarios aner, fericit bărbatul, și care se adresează problemelor masculinității. Aici ispitirea nu are de-a face, cum am văzut, cu orice fel de ispitire, ci cu acel tip de testare a ucenicului să vadă de ce este în stare și dacă se califică pentru a primi premiul cel mare. Termenii folosiți sunt termeni militari și sportivi, activități la care nu participau deloc femeile în vremea aceea. Și este un tip de test pe care l-a folosit Gedeon. Dacă cei care știți scripturile Vechiului Testament știți că la un moment dat Gedeon a trebuit să facă o selecție și ajunge la un râu și îi pune la test ca să își restrângă armata, care și așa era puțină și Dumnezeu să-și arate puterea, mai trebuia să mai restrângă și mai mult, îi pune pe aceștia să bea și testează. Cei care beau într-un anume fel sunt selectați, foarte puțin, ceilalți sunt eliminați. Aceasta este ideea de aici, de test selectiv. Și urmează un genitiv obiectiv, un genitiv descriptiv foarte interesant. Genitivele sunt de multe feluri, nu numai în limba greacă, ci și în limba română. Să facem un exercițiu pe care l-am mai făcut tot aici, ca să înțelegem subtilitatea acestui genitiv, cununa vieții, cununa care îți încoronează toată alergarea de o viață, cununa care reprezintă plinătatea vieții. Știți povestea lui Alexandru Lăpușneanu. Sunt mulți, dar proști. După care se întoarce. Sunt proști, dar mulți. Cele două situații arată cele două genitive, subiectiv și obiectiv, din istoria aceasta. Un tip de genitiv este teama poporului. Teama poporului de Alexandru Lăpușneanu era mare, da? Poporul se temea de Alexandru Lăpușneanu, da? Teama poporului de Alexandru Lăpușneanu era mare, făcea tot ce voia. După ce Alexandru Lăpușneanu vede că poporul este mult, deși prost, are putere, Alexandru Lăpușneanu a prins teama poporului. Sunt diferite cele două situații. N-avem același genitiv, teama poporului. Într-un caz, Alexandru Lăpușneanu se teme de popor, ultimul, în celălalt caz, poporul se teme de Alexandru Lăpușneanu, așa că teama poporului nu este echivalent. Sună la fel, dar nu e același lucru. În cazul ăsta, acest genitiv descriptiv, cununa vieții, descrie și acoperă toată viața, toată alergarea de viață. Alerge, alerge, alerge o viață întreagă și un singur moment, o singură privire spre Batșeba, într-o după-amiază când ai hotărât să nu mai mergi la război, îți fracturează întreaga viață și îți distruge și îți răpește 4 copii. În acest context putem citi cununa vieții. După care o spune, îl dă celor ce-l iubesc pe el. Asta mi-aduce aminte de Psalmul 42. Nu știu dacă avem vânători între dumneavoastră. Nu-mi place nici vânătoarea, nici pescuitul, dar am fost de vreo 2 sau 3 ori ca gonac la vânătoare, neavând permis de port armă. M-au dus prietenii aproape cu forța. Și am înțeles atunci Psalmul 42 cu 1. Când stai în adăpost
și te uiți după porcul mistreț sau după cerb, atunci înțelegi cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Pentru că știi că animalul are de ales între două tipuri de moarte la un moment dat. Moare de sete în pădure sau se expune cu riscul ultim pentru câteva momente să soarbă apa dătătoare de viață. Iisus spune, eu sunt apa vieții, sorbi, știi că dacă ești cerb și ai puțin în rațiune, simți pericolul și mirosul vânătorului, miros străin sau fiara care te vânează și după aceea ai sorbit, dacă mai apuci, te duci înapoi în pădure. Cum dorești un cerb izvoarele de apă, asta e patima ta, patima mea după tine, Dumnezeule. Te doresc așa cum un cerb face ultima alegere. Ori moare de glonț, de săgeată, ori moare de sete. Dragii mei, în perioada ultimă, îl urmez de 30 de ani pe Domnul, anul acesta. În ultima perioadă am înțeles mai bine un pic. N-am suferit mai mult decât alții. Dar în ultimele 14 luni am avut 5 sicrie și 6 morți în familia noastră apropiată. Și am înțeles un pic mai bine ce înseamnă că Dumnezeu să-ți reteze toate lucrurile pe care te-ai sprijinit. Și nu știu, parcă există un spray pentru prieteni. Când treci prin necazuri, prietenii dispar. Și uneori am descoperit și dacă vrei să te sprijini pe cineva, omul este ca o trestie în care dacă te sprijini, străpunge mâna. Am înțeles mai bine ce înseamnă sufletul meu te dorește pe tine, Dumnezeule. Să vă mai dau un exemplu în paranteză. În urmă cu vreo 15 ani încă mai făceam brad la copii. Și cred că ați observat cei care ați crescut copii, că copiii se trezesc în dimineața de Crăciun fără ceas. În celelalte zile îi iei de guler și îi plantezi în bocanci ca să-i poți duce din casă, dar în dimineața de Crăciun se trezesc singuri, pe la ora 6 sunt în picioare. Eu și soția eram treji, stăteam în fața bradului, așteptându-i, prevăzând ceea ce va urma. Ne-au văzut, au trecut prin noi cum trec cowboyii aia din filmele western, prin ușile batante, s-au plantat direct sub brad și pentru 45 de minute noi n-am mai existat. Și atunci ne-am dat seama de o lecție foarte, foarte tristă în raportul nostru cu Dumnezeu, că noi dorim de la Dumnezeu binecuvântările Lui, confortul din partea Lui, să ne dea Dumnezeu să sănătate, să facem zestre copiilor, să ne dea binecuvântări, să ne ajute să primim pensia și așa mai departe, dar nu-L dorim pe El. Și uneori Dumnezeu pune degetul sub bărbia noastră, spune, hei, sunt aici, noi doi discutăm. În contextul acesta, Iacov spune, așa dă Dumnezeu cununa vieții celor ce-L iubesc pe El. După care, este o imagine extrem de puternică și aș vrea să mergem puțin la câteva texte și o să le survolez doar. Vi le-aș dea de citit pe acasă, Proverbe 5, 6 și 7. Unele trebuie citite fără copii de față, dar am să selectez câteva porțiuni. Iacov este un fel de Iov și Eclesiast al Noului Testament. În ce sens? Ne oferă toate contorsiunile și perversiunile gândirii omenești, după care oferă soluția lui Dumnezeu. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când textul ăsta, ori ți se scris de un idiot, cum poți să te bucuri când treci prin felul din cecări? Ești lângă sicriul soției și spune, yes! Unii probabil așa ar face. Ori lângă sicriul soacrei, n-a fost cazul meu. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări și era prigoană și Iacov însuși a fost aruncat de pe zid și pentru că n-a murit din fracturile acelea din aruncare, a fost bătut cu bastoane până la moarte. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări ca unii care știți. Asta e diferența noastră de perspectivă. Poți să privești aceste lucruri din perspectiva lui Dumnezeu sau din perspectiva omului. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Știți cine mi-a recitat mie pe de rost acest verset? De la înălțimea aia, de acolo? Un frate care era în cărucior și tocmai trecuse prin a doua amputare de picior din cauza diabetului. Diabetul a distrus circulația periferică, s-a amputat un picior, acum a urmat al doilea și cu zâmbetul pe buze, încă în bandaje, spunea, sunt desăvârșit, întreg și nu duc lipsă de nimic. Eu uitându-mă la bandaje, zice, nu, frate,
picioarele erau prea mult pentru a intra în cer. Dumnezeu a considerat că pe mine mă încurcă și atunci m-a cioplit, m-a șlefuit precum un meșter olar și mi-a eliminat surplusul. Acum intru la împingere mai ușor prin ușa raiului. Sunt desăvârșit întreg și nu duc lipsă de nimic. Cu această perspectivă în minte, să recitim ultima parte din versete. Proverbe 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechile la învățătura mea, schimbă perspectiva, ca să fie chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință, căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul guriei este mai lunecos decât un de lemnul. Picioarele ei aleargă la moarte, pașii ei dau în locuința morților. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea. Nu da altora vlaga ta și nu da celui fără milă anii tăi. De ce să trudești pentru viața altuia? Și acum limbajul din Iacov. Pentru ce ai fi, fiule, îndrăgostit de o străină? Și ai îmbrățișat sânuri necunoscute, căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui, de pofta lui însuși și momit. Și este apucat de legăturile păcatului, el va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie. Proverbe 6. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Ele te vor feri de femeia stricată. Ea întinde o cursă unui suflet scump. Versetul 30. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi, înșeptit, să dea chiar tot ce are din casă. Dar este ceva ce nu poți da. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur se pierde. Cine face așa, nu va avea decât rană și rușine. Proverbe 7. Zi înțelepciunii. Și aici este o competiție între două femei. Una se cheamă Sofia, înțelepciunea personificată, și cealaltă este femeia străină. Zi înțelepciunii, Sofiei, tu ești sora mea, și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte asemănătoare. Stăteam în fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele, am zărit printre cei neîncercați. Limbajul din Iacov. Neîncercați, netestați, am văzut printre tine un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colț unde stătea una dintre aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era bună de gură, fără stâmpăr, picioarele nu-i putea sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El l-a luat, l-a ispitit, îi spune și cum a urnat casa, vino! Să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări, căci bărbatul meu este plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul de bani și nu se va întoarce acasă până la luna nouă. Tot vorbindu-i și iarăși cele doi termeni din Iacov, l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. De îndată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că va costa viața până când săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele, să nu ți se abată inima spre casa unei asemenea femei și continuă sfaturile bune. Scena din Iacov este cutremurătoare. În două rânduri adună toate aceste scene, dar creează o imagine dramatică. Pofta te atrage, ești atras, momis, dus, eșuat și pofta rămâne gravidă, sulabusa, prinde în pântec. Adică cochetezi cu pofta ta, pofta se ține de tine ca umbra și începi să flirtezi. Începi să-i faci cu ochiul și ea îți face cu ochiul. Felicitări, ești tătic, ai un copil, îl duci la botez sau la binecuvântare, nu că ți-e rușine. Îl cauți să-l ascunzi, îl crești în ascuns undeva, nu vrei să auzi de el, îi plătești pensia alimentară. Dar se va face mare, te va urâ. Păcat este numele lui și când se va face mare, se împreunează și el și naște un alt copil. Felicitări, ești bunic, ai un nepot, Thanatos este numele lui, moartea. Și dintr-o mânie iodipică sau uranică, acesta se va întoarce împotriva ta și te va ucide. Felicitări, ești bunicul propriului tău ucigaș. Nepotul tău se va întoarce împotriva ta și te va ucide. Ca pe un bou, ca pe o pasăre care are sărpunse ficatul. Asta este
esența lui Iacov. Dacă știm textele din Vechiul Testament, înțelegem textul din Noul Testament. Altfel nu putem face niciun fel de legătură între ele. Și imaginile, toate imaginile care sunt construite acolo sunt pe imaginile acestea ale procreierii nelegitime, a copiilor nelegitimi. David a poftit-o pe Batseba și a frânt destinul și a umplut casa de viol și de moarte. Samson a rămas fără puteri, fără ochi și a murit într-un ultim gest de eroism prin sinucidere. Vorbiți cu toți adulterinii. N-am întâlnit până acum în experiența pastorală adulterin care să-mi spună yes, a fost fain, excelent. Toți au regretul și am auzit chiar și din partea celor necredincioși evanghelici. Băi frate, dacă aș putea întoarce momentul ăla înapoi, ce prost am fost. Cum am putut să-mi rănărui viața? Nu mai vorbesc de complicațiile, divorț, partaj, dar și în cazurile în care ea nu aflase încă, și în cazurile în care a ținut ascuns, insomnii, vă întreb și eu, de ce un necredincios ar avea insomnii din cauza adulterului? Explicați-mi și mie. Suntem darviniști, nu-i așa? Competiție, suntem în competiție pentru cele mai bune exemplare. Suntem o comunitate veselă de cimpanzei care se veselesc în căutarea celui mai bun partener. De ce ne-am întristat? De ce să nu dormi noaptea dacă ți-ai trădat nevasta? Și așa pentru tine mai este cea mai bună variantă, nu-i așa? Dragii mei, știți de ce? Pentru că și în cel mai corupt suflet există o rămășiță din chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și lucrurile nu-ți dă pace și nu te lasă. În concluzie, și aici o să rog imaginea, pofta iacobină este un rechin pe care faci surf. N-am găsit mai bună imagine decât aceasta. Cât ești călare pe el, te distrezi, e fain și ești stăpân. În momentul când ai alunecat pe pielea lui și ai căzut în apă, fii sigur că te va sfârși ea. Ce greu e de păstrat acest echilibru, ce greu este să nu te lași sfârtecat și mutilat. Tot timpul pofta este cu tine, tot timpul te va însoți. A fost întrebat un bătrân, mulțumesc, poate opri, am întrebat un bătrân, unchiule, cum e domnule la bătrânețe? La bătrânețe nu e așa că e mai fain, nu e așa că scapi, ai timp să meditezi, poți filozofa. Andrei Pleșoar, un text despre bătrânețe, spune este foarte bună bătrânețea pentru că atunci îți pierzi toți dinții și nu mai ai preocupări secundare și poți filozofa. Adică, da, bun, dar chestia aia te lasă, frământarea aia lăuntrică, bătrânul. A murit la 93 de ani, dar era destul de înaintat, la 85. Zice, și în ziua de astăzi, la fel ca în tinerețe. Mi-am adus aminte de un text despre Maria Egipteanca. Era de 40 de ani retrasă. Și a întrebat-o cel care a vizitat-o să-i dea împărtășania. Mario, cum este? Și acum mă tulbură poftele, la fel ca în tinerețe. Un bătrân de 86 de ani a fost întrebat, când putem avea încredere în trup? Bătrânul senin și cam la 20 de minute după pronunțarea decesului. Atunci putem avea încredere în trup. Orice poftă a fost creată de Dumnezeu, bună. Așa am stabilit în celelalte prelegeri până acum. Pofta este bună. Ce te-ai face dacă nu mai este poftă de mâncare? Devii anorexic, nu-i așa? Pofta de a bea însă este pervertită în beție, pofta de a mânca este pervertită în lăcomie. Poftele noastre bune, edenice, sunt pervertite de cădere și orice poftă, de exemplu pofta de a fi mai bun, se transformă în mândrie, dorința de a avea se transformă în invidie, dorința de a cultiva se transformă în lăcomie de bani, dorința de a mânca, după cum am stabilit, în lăcomie și mai departe. Escatologia noastră creștină însă presupune o răscumpărare a poftelor și o trăire în trup și vom reveni la asta. Agape, eros și celelalte tipuri de dragoste. Ca profesor de greacă simt un ușor disconfort când aud din partea unora care spune în greacă sună așa și urmează o prostie. Probabil la fel sunt medicii care ne aud pe noi vorbind despre chestiuni medicale și spunem prostie, așa mă irit, dar una dintre iritațiile maximale este atunci când mi se spune în greacă sunt 5 tipuri de dragoste, agape, eros, epitumia, storghe și filia și fiecare reprezintă un tip de dragoste, agape este cea mai bună, celelalte e proaste. Nu sunt
de acord, atunci cine facem cu textul din 1 Timotei 3 care spune dacă cineva își dorește, și acolo este din folosit verbul din aceeași familie cu epitumia, pofta năvalnică. Dacă cineva își dorește să devină episcop, bun lucru, și repetă cuvântul, bun lucru dorește. Repet un exercițiu pe care l-am făcut de asemenea cu dumneavoastră aici în urmă cu vreo 2 ani probabil. Cuvintele sunt vii, cuvintele au conotații, cuvintele nu trăiesc în denotații de dicționar. De aceea cea mai proastă idee pe care poate veni unui student pe care îl notez prost în sesiune este să spună: în dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul rugăciune înseamnă cu tare și cu tare lucru. Pentru că vorba unui mare lexicograf, ce se întâmplă când dicționarul greșește? Cuvintele sunt vii. Exemplu, luăm dulce, denotația cuvântului dulce în dicționar egal și îți spune cum este. Acum îmi cer iertare de la diabetici, da? Voi face un exercițiu în jurul acestui cuvânt. Dacă spunem dulce bomboană, deja avem un tip de dulce pe cerul gurii. Cozonac, dulce. Este un alt tip de dulce? Diferit, da? Dacă spunem dulce prăjitură cu cremă, un alt tip de dulce, dar dacă spun dulce copil, mai simți ceva pe cerul gurii? Nu, simți că l-ai pupăci tot, l-ai luat și l-ai smotoci. Dar dacă spun dulce mamă? Dacă spun dulce țară? Da, este, vedeți cum se schimbă conotații. La fel este și cu limbajul nostru despre dragoste față de soția mea. Am toate cele 5 tipuri de dragoste plus încă 200. Îmi iubesc soția, dar dragostea mea față de ea devine paternă atunci când e rău, când are febră, când trebuie să-i duc ceaiul la pat. Dintr-o dată devine filială, camaraderească. Cu soția mea pot spune glume cu care nici cu prietenii mei cei mai buni nu le pot spune. Pot împărtăși lucruri pe care nu le pot împărtăși cu absolut nimeni. Este transparență totală, în același timp mi-e rușine de ea, în același timp mă tem de ea, cel mai aspru critic al predicilor mele, printre altele. Epitumia este derivat din tumos, care înseamnă mânia, care este pomenită de Platon în Republica, dar și dorința extremă de posesiune. Unde devine demonică pofta? În momentul când se înrudește, se împerechează cu dorința de posesiune. Mândria, invidia, dorința de îmbogățire, toate au în vecinătatea lor această dorință ca tu să fii în centru. De asta nu sunt și nu-mi place acest tip de limbaj. Nevastă mea. Posesia e demonică. Pentru că ființa nu-i lucru. Pofta încurajată de mândrie, eu de ce nu? Eu ce am? Sunt împăratul David. De invidie, de ce urie? Și nu eu. Pofta de a poseda, de a apropria, ce e al meu e al meu, ce e al tău e tot al meu, își găsește aliat în curiozitate. Apropo, mecanismul pe care îl vezi, dorința de a avea, curiozitatea este dorința de a avea cât mai multe informații. Dorința de a avea, de a poseda informație, de a ști cât mai mult. Gândiți-vă la ispita Evei. Dumnezeu vrea să fiți proști. Dumnezeu vrea să fiți reduși, vrea să aveți orizonturi foarte închise. Nu puteți fi ca Dumnezeu. Apropo, în toți consiliații la pornografie, știți care este impulsul final, impulsul inițial? Curiozitatea. Am vrut și eu să văd cum e. În spatele acestei curiozități stricate, este altceva. Este dorința de completitudine, dorința de unitate. Mi se pare interesant că Toma de Aquino pomenește în listele alternative în care pofta este înlocuită de luxuria, da? Adică excesul, prea multul. În simpozionul lui Platon, dorința erotică este dorința după întregire. Vezi mitul lui Aristofan. Pe scurt, toți am fost creați de zei cu 4 mâini, 4 picioare, 2 capete. Și printr-o pedeapsă divină am fost
sfâșiați și fiecare își caută jumătatea. Dragostea grecilor, dacă o înțelegem prin intermediul mitului lui Aristofan, are această dorință de completitudine, de a fi complet, de a fi întreg, de a îmbrățișa holistic lumea. Putem declara, te iubesc, dar nu te iubesc pentru mine, te iubesc pentru tine, pentru că vreau să te fac fericită, pentru că vreau să fii completă, pentru că pentru asta exist. Nu pentru a te avea, ci pentru a ne avea întregi, trupul meu, cum spune Apostolul Pavel, nemai fiind al meu, dorințele și voințele mele, nemai fiind ale mele, ci ale noastre. Unul dintre cele mai fascinante texte despre acest subiect a fost scris de un necredincios în termenii noștri, de un evreu neevanghelic. Martin Buber, Eu și tu. Vă recomand cu mare căldură această carte care vorbește tocmai despre acest tip de relație în care celălalt te face complex și complet pe tine. Natura poate fi alungată, putem să o disciplinăm, putem să o domesticim. Horatiu spune așa: naturam expelas furca, tamen usque recuret. Pe natura-ți proprie o poți alunga cu furca, dar va reveni tot timpul. O alungi pe ușă și revine pe fereastră. Anticii n-au fost foarte stresați de poftă și de consecințele ei. Socrate și Platon discută alături de simpozionari despre aceste lucruri. Cinicii o expun în public, Diogene, ca vrem că de urmat tot ce e natural este bun. Stoicii se îndoiesc de plăcere și oferă soluții pe care le-au preluat din păcate creștinii. Creștinii intră în panică. Un punct de turnură în creștinism a fost convertirea lui Augustin. Augustin, care se ruga, fiind dintr-un mediu creștin, maică-sa Monica era creștină, se ruga: Doamne, vreau să mă faci cast, dar nu chiar acum. După ce se convertește, în anul 381, se convertește prin acel episod celebru, Tole Leghe, deschide și citește, aude un cântecel de copil dincolo de gard, ia un text din roman și îl deschide la roman 13, 13 și 14. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidii, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de carne pentru ca să-i treziți poftele. Momentul acesta în Occident și momentul Vasile cel Mare, care scrie instituțiile monahale și reglementează viața monahală, aceste două momente, învecinate la distanță de câțiva zeci de ani, au produs o turnură fundamentală în mentalul creștin. Dintr-o dată, în tradiția care a fost preluată pe linie rabinică de la rabinii din Alexandria, dintr-o dată sexualitatea este pervertită de la bun început. Toți părinții orientali cântă în cor. Din învățăturile Sfinților Părinți putem, citesc din Larșe, putem deduce cu privire la desfrânare că sunt trei efecte patologice mai importante ale acestei patimi. 1. O tulburare și un zbucium al sufletului care însoțesc această patimă și la zămislirea dorinței până la împlinirea ei. 2. O neliniște care însoțește dintr-un început patima în căutarea obiectului dorinței și elaborarea mijloacelor ca să-i permită să ajungă la el. 3. O întunecare a minții și a conștiinței și a pierderii puterii de judecată. Până aici cu totul de acord. Din multele patimi care războiesc gândurile oamenilor, nicio altă patimă nu are asupra noastră o putere deopotrivă cu boala plăcerii trupești, spune Grigore Dinisa, cu totul de acord. Din această cauză și din pricina uimitoare repeziciune lucrări demonice care o inspiră, ea este greu de înfrânt și înfruntat, cu totul de acord. Până în momentul în care toți cântă în același cor, singura modalitate legitimă a plăcerii sexuale este doar pentru procreație. Dragii mei, să nu uităm că în grădina Edenului Domnul a zis: creșteți și mulțiți-vă înainte de cădere. Blestemul nu este al nașterii, blestemul este al chinului nașterii și, spre marea dezamăgire a noastră, a bărbaților, blestemul nu este al muncii, ci chinul muncii este parte din blestem. Munca este o plăcere și munca a avut loc în Eden și înainte de cădere. Și slavă Domnului, sper eu, vom munci și după ce vom ajunge în prezența Domnului în rai. Despre multiplicare nu cred că e cazul să vorbim acum escatologic. Ca toate celelalte patimi, ea, desfrânarea, nimicește virtuțile și cele legate de acestea și zămișlește în suflet tot felul de atitudini vicioase, mai ales lipsa temerii Dumnezeu, cum spune Ioan Scăraru, scârba de rugăciune, tot Ioan Scăraru, iubirea de sine, Grigorie cel Mare, nesimțirea, Ioan Scăraru, alipirea de lume și deznădejde sau depresie,
Pavel spune altceva. El ne creează o nouă teologie a trupului și aș vrea mai degrabă să-i dăm dreptate lui Pavel. Pavel însuși este foarte mare luptător, fervent împotriva poftei și spune: mă port aspru cu trupul meu, și folosește limbaj militar și limbaj sportiv. Trupul pentru apostolul Pavel nu este rău, este doar pervertit. Și în teologia creștină lucrurile se schimbă radical. Trupul devine locația divină și devine astfel motivația pentru puritate și castitate. Nu ieșirea din trup. Pentru creștin, starea intermediară, ieșirea din trup este doar temporară. Îmi pare rău să vă dezamăgesc din nou, spunându-vă că nu vom fi niște spirite care vagabondăm prin univers destrupate, ci în starea finală, după cum ne arată 1 Corinteni 15, vom avea trupuri și, spre mare dezamăgire a altora, nu vom avea aripi. Deci nu suntem îngeri. Îngerii sunt o stare inferioară omului. Noi, oamenii, vom locui după chipul lui Hristos în trupuri. Vom primi trupuri, trupuri slăvite. Escatologia corporalității la creștini ne schimbă complet paradigma în tot ceea ce privește somatica noastră. Am vești bune și pentru gurmanzi în cer. Vom mânca, nu? El s-a dus să ne pregătească ospățul cel mare. Dar mai important decât aceasta, dragii mei, ce ne ajută cel mai mult este cristologia noastră. Al nostru Hristos s-a întrupat. Școala din Antiohia spune s-a înomenit. El a venit și s-a făcut om întru toate, la fel ca și noi, însă fără păcat. A simțit toate pulsiunile pe care le-ai simțit tu, însă fără păcat. A simțit toate ispitirile și încercările pe care le-ai simțit tu, fără a cădea în vreunul din păcat. Spune apostolul Pavel, sunt unii care opresc căsătoria, sunt unii care opresc întrebuințarea păcatelor, îi dezavuăm. Creștinismul nu are nicio legătură cu bărbații care se castrau ritualic. Botezul nu înseamnă renunțarea și declararea căsătoriilor albe și virginitatea n-a fost nici în când un cult în creștin decât mai târziu. Spre exemplu, apropo de evoluția monasticismului, când au început persecuțiile, înainte de edictul Constantin cel Mare, au început să apară anahoreții sau retrași. Anahoreți înseamnă tocmai așa, cei care se retrăgeau, dar se retrăgeau familii întregi. După ce s-au tot retras și erau urmăriți, anahoreții au devenit pusnici. Da? Au devenit eremiți, da? Eremos, pustia, au devenit eremiți, dar nu erau singuri. Să nu vă imaginați că eremiți erau și bătrâni de ceia cu barba albă, care stăteau, erau cu copii, soți, soții. Au constatat la un moment dat că se pot ascunde mult mai bine dacă se despart. Au izolat femeile și copiii într-o parte și bărbații s-au izolat într-o parte ca să poată lupta, să poată proteja mult mai bine. Așa au luat naștere comunitățile separate de femei și de bărbați. Abia mai târziu au devenit monahi, adică care trăiesc singuri, și monahii. După ce le-au murit copiii de foame în pustie, și atunci s-au izolat și s-au creat aceste comunități. Vasile cel Mare vine și ordonează aceste comunități și creează instituțiile monahale și rânduiala monastică. Dar la început n-a fost așa. Avem două personaje, Antonie cel Mare și Maria Egipteanca, care sunt reprezentativi pentru această paradigmă care ni s-a impus despre ce înseamnă puritatea, care e puritatea esențială. Puritatea cea mai mare înseamnă să fii ca primul Adam, adică 33 de ani. De ce asta? Pentru că asta este vârsta optimă după părinții bisericii, 33 de ani, vârsta lui Hristos, necăsătorit, singur, în dialog cu Dumnezeu. Aceea este starea de urmărit. Adam a avut ghinion, i s-a dat Eva și așa a intrat blestem în lume, spun monahii. Iată o reformulare a teologiei trupului din perspectiva apostolului Pavel. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie, zice el. Totuși, din pricina corviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână, apropo de lucrurile pe care vorbeam despre posesiune, despre acest demonism al posesiunii, nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Și acum bărbați, ciuliți urechile. Tot astfel și bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Adică dacă spune să slăbești, trebuie să slăbești. Să nu vă lipsiți unul de altul pe datoria de soți, decât doar prin bună învoială. Nouă ne place numai prima parte, bărbaților. Noi suntem stăpâni pe toate lucrurile. Prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndrijiți cu postul și rugăciunea. Adică cât poți posti și cât te poți ruga. În rest,
să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Efeseni 5 cu 31, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi din voastră și vor fi un singur trup. Ce se întâmplă? De ce este atât de radical Apostolul Pavel cu această doctrină a trupului, cu somatologia? De ce simțim atâta vinovăție? De ce ne afectează atât de mult fiziologic? De ce sunt remușcările atât de mari? Mustrările de conștiință care durează de ani și ani? Citiți psalmul lui David despre păcătuire. Ce strigăt de disperare! Ce plâns strigat! Doamne, dă-mi o inimă nouă! Trupul este cu totul demontat și abandonat. Care e soluția modernității și a raționaliștilor? Și după aceea ne vom apropia de final, de soluția creștină. Thomas Hobbes, 1588-1679, scrie un text citat de Blackburn, care scrie un tratat, Last, la pagina 88 îl citează și vă rezum cumva citatul. Ce soluție au modernii? Cum putem să ne împăcăm cu noi înșine? Cum putem să ne liniștim sufletele, să ne împăcăm cu trupul care este plin de pofte? Dacă ne lăsăm în seama darviniștilor, atunci trebuie să-ți dai drumul. Suntem maimuțe, go for it. Feel free. Asta este. Vor ieși cele mai bune exemplare, pentru că masculii cei mai feroce vor urmări exemplarele feminine cele mai reușite și atunci se rezolvă perpetuarea speciei. Ce soluție totuși oferă modernii? Și interesant că oamenii de știință de la Oxford astăzi cad de acord cu acest predecesor al modernității, cu acest autor din 1600, anul 1600. Drepturile omului, negocierea și buna înțelegere. Ne îmbătăm împreună și suntem liberi. Totul este să ne placă amândurora. Și dacă ea a fost puțin manipulată și dacă a luat o decizie greșită atunci, este în fond o persoană matură. Dacă în singurătate a devenit victima vorbelor lui și a puterii lui de persoasiune, este responsabilă. Pofta este o mișcare trupească, spune Hobbes, dar însoțită de o plăcere intelectuală. Este o bucurie reciprocă a imaginației și o bucurie intelectuală. Este totul în regulă când A îi face plăcerea lui B, B este satisfăcut de către A și A este mulțumit de plăcerea lui B și totul este să păstrăm acest cerc al reciprocității. Pofta este precum un quartet în care toți facem muzică împreună și ne așteptăm unul pe altul în mod politicos. Este o simfonie a plăcerii, a inițierii și a răspunsului, o pură reciprocitate. Asta putem numi unitate hobbesiană. Nu sună prea frumos ca să fie adevărat? Eu sunt ceva mai sceptic. Modernitatea și contemporanitatea au exclus creatorul. În păcat m-a zămislit mama mea. Câți dintre voi n-ați strigat în fața soțiilor, iartă-mă, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Sunt disperat, vreau să-ți fac bine și mi-e se rău. Mi-e rușine de cine sunt și mi-e rușine de pulsiunile mele. Haideți să ne apropiem de soluție, despre un om nehotărât, Don Juan. Cred că mai întâi, la fel ca în celelalte dăți, trebuie să ne uităm la Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu comuniune, este un Dumnezeu comunitar. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ne-a creat pentru comuniune. Am citit săptămâna trecută un studiu despre cei care scad pradă drogurilor și a tot felul de posesiuni, jocuri de noroc, tot felul de adicții, pornografie și așa mai departe. Știți ce mi s-a părut interesant în articolul respectiv? Scris de o revistă științifică respectabilă, adică nu e știință de asta pentru ochișori micuți. Cercetătorii de la Oxford au ajuns la concluzie că cafeaua este bună, cei de la Cambridge au ajuns la concluzie că cafeaua nu este bună. Foarte documentată științific, pornește de la următoarea idee, că majoritatea celor care cad în tot felul de deprinderi din aceste autodestructive sunt singuri, sunt neiubiți. Și singurătatea, dorința lui de comuniune, îl duce spre acele tipuri de patime autodestructive, sunt suicidare. Am fost creați nu pentru instinct, poftă, și întotdeauna, după satisfacerea poftei, urmează depresia. Post factum, da? Totdeauna ai ajuns, ai zis, acum vreau, dacă nu se întâmplă acum, trebuie să vreau, și după aceea urmează, uitați-vă la David. O dorește, o dorește pe Batșeba, după care spune, îmbracă-te și du-te acasă. Vreau să scape de ea. Încearcă să se spele pe mâini de urie.
Pofta nu se poate dizolva în singurătate. Suntem creați pentru dialog. Suntem creați pentru un dialog de eu-tu, pentru o relație personală dialogică. Îmi spune un prieten apropiat, îmi scrie zilele astea, cântarea cântărilor este un fel de celebrare a bucuriei sfinte a vieții, sărbătoarea simțirilor permise. Ce interesant este că Biblia conține o carte ca Eclesiast și o carte ca și cântarea cântărilor. În ambele este vorba de un fel de experimentare a plăcerilor vieții, în Eclesiastul inclusiv cele intelectuale. În Eclesiast avem o sexualitate exacerbată, un fel de a înfleca o bucată cât mai mare din viață cu lăcomie. Trăiește la maxim. Interesant este că în cântare avem o experimentare a unei senzualități nedegenerate. Trebuie să spun că nu sunt atras de alegorii de gen Sulamita egal biserica. Și în cântare aflăm de o dragoste care pleacă din senzualitate și se împlinește în ceva mai presus de fire. Eu și tu știm cum este asta, că am avut harul de a avea soții care merită statui, nu-i așa? Diferența dintre experimentele senzuale din Eclesiast și cele din cântare ar fi acelea dintr-o masă în care te îmbuibi și după aia vomiți mâncarea și cea dintr-o agapă în care a mânca împreună este doar un cadru pentru împlinirea unei comuniuni. În cântare mirele nu-și posedă mireasa, ci se dăruiesc unul altuia. Sexualitatea împlinită este cea care încununează o relație de dragoste deja existentă. Este un fel de coronatopus. Soția mea și eu am trăit și trăiesc poemul acesta, pe ea nu o am. Ce am fost, ca să-l calchiez pe Nichita Stănescu, am fost și suntem fiind. Recunoaște că singurul mod prin care poți să înțelegi și îți place un poem de dragoste ca această cântare a cântărilor este să o ai întotdeauna în minte când îl citești pe soția ta. Cred că ăsta e și sensul cântării. Dragostea pentru femeie nu poate fi un poem, dragostea pentru femeie poate fi un poem grandios sau o mânie jegoasă. După ce recitești cântarea și te convingi încă o dată că Dumnezeu nu e numai infinit de deștept, inginerul inginerilor, savantul savanților, cum ar zice Grasul. Grasul este un personaj pe care îl știm eu din spusele lui și eu direct, dar mai este și poetul poeților. Recitește Evocare de Nichita Stănescu și recunoaște că e frumos și miraculos să-ți iubești Sulamita ta și numai Sulamita ta. Vă provoc că nu pot citi în biserică să citiți Evocare de Nichita Stănescu. Citesc numai ultimele două versuri, în ultimele două strofe. Ea nu avea greutate ca respirarea, râzândă și plângândă cu lacrimi mari era sărată, ca sarea slăvită la o specie de barbari. Ea era frumoasă ca umbra unui gând între ape, numai ea era pământ. Numai Antoine de Saint-Exupéry a scris o declarație de dragoste mai frumoasă către vulpe. Tu ești insula mea și fântâna mea în deșert. Iată ce spune la rândul lui Noica, soluția morală, hotărârea. Dacă Don Juan sau orice altă ființă demonică ar fi vorbit românește, fără îndoială ar fi exclamat către Daimon într-un ceas al vieții, hotărăște-mă, punem hotare în hotarele existenței umane, poate încăpea orice, dar nu lipsa de hotare. Și dacă omul poate simți în unele clipe dulceața și chiar adevărul nehotărârii ultimii, el nu poate trăi în nehotărâre, nu poate visa sub semnul nehotărârilor. Ce face diavolul aici? Nu-i poate ține lui Don Juan o predică spinozistă despre frumusețea femeii, lămurindu-l că omnis determinatio est negatio. Îi spune deci, există o nelimitare pentru ceea ce se pare limitat. Mai sunt și alte fete frumoase pe lume, 1003, să spune. Și cuceritorul acela care simțea hotarele oricărei fericiri, rătăcește acum din hotară în hotară, spre răstălmăci frumoasa vorba poetului. Limitația se cunună cu nelimitația, cum face infinitatea cea proastă cu finitul ce nu se mai curmă. Când e înfrânt diavolul, atunci când înțelegând că totul are hotare și îți transform limitarea într-una ce nu limitează. Așadar, când este vorba de limitația de care fugi neîncetat și de aceea care rămâi neîncetat. Hotarul familiei, de exemplu, este sacru. Când delimitează ce este înăuntru și nu are hotare, vă aduceți aminte Scriptura care spune hrănește-te din fântâna ta. Dacă opui lui Don Juan ideea de familie, el va găsi că e un biet truism. Dar în familie, care e primul moment real al vieții spirituale, stă poate exemplu cel mai viu de limitații ce nu limitează și pe modelul ei nu încetăm să ne închidem și limităm și definim tot. Trebuie să te hotărăști, să spui hotare, prin ce și către acele lucruri care nu au hotare înăuntru lor, ca familia. Hotărăște-mă, ar spune Don Juan Daimonului, nu în sensul de fixează-mă, ci în sensul adânc al cuvântului nostru, pune-mi hotare, dă cuprins și înțeles dragostei mele, ca ea să poată fi fără hotare. Ce spune noi că aici este că în momentul când vagabondezi din femeie în femeie,
ca fluturile din floare în floare, nu descoperi esența feminității. Esența feminității în toate aspectele ei poate fi descoperit complet și complex, numai într-o singură persoană. Ce vrei să fii? Lac puturos? Care se întinde și la margini face verde de alge? Sau fântână adâncă, care dă apă curată? Să vorbim despre dragoste și puritate și sobrietate, sau suntem zei, nu cimpanzei? N-aș vrea să vorbim despre poftă în ultima parte, ci aș vrea să vorbim despre dragoste, opusul ei. Nu vorbim despre castitate, ci vorbim despre puritate. Spune Scriptura în Evrei, patul să fie nespurcat, adică pur. Castitatea odată pierdută nu mai poate fi recuperată. A fost un discurs scandalos, după părerea mea, a unui predicator care spune: păstrați-vă virginitatea, păstrați-vă virginitatea fetelor. Și dacă iau acest trandafir și-a luat un trandafir și rup petală cu petală și după aia îl calc în picioare, mai poate fi acesta restaurat, mai poate fi acesta ridicat, se mai poate mirosi petala, mai poate fi el pus în buchetul tău de mireasă? I-a răspuns un alt predicator și a spus: da, poate. Hristos poate să recupereze. Vedeți, o prostituată convertită nu este castă, dar este pură. Este răscumpărată de Domnul. Este ridicată din starea ei. A murit împreună cu Hristos și reînvie împreună cu Hristos. De aceea această idee extrem de generoasă a restaurării inimii omului. Am înțeles că dimineață fratele Beni va vorbi despre inima lui Dumnezeu și inima omului. Inima omului, nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea, nu putem rezolva decât dacă o strivim și o omorâm. Strivirea trandafirului este necesară. Trebuie să te calci pe tine în picioare și să te lași pe mâna lui Dumnezeu să te sfârșie, să sfârtece toate poftele din tine. Am fost răstignit cu ce? Cu toate poftele mele. În momentul când iei metafora aceasta răstignire, ce credeți că răstignitul, când stă așa întins, spune: am și eu chef de o țigară, ar vrea și eu chef de o băută, se poate? Ești prins, dragul meu, ești prins în cuie cu mâinile și ești cu picioare, nu mai poți merge la birt. A fi răstignit împreună cu Hristos înseamnă abandonarea tuturor pulsiunilor și tensiunilor egoiste dinăuntru. Asta trebuie să înțelegem prin ceea ce spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos, cu poftele Lui, cu dorințele Lui, cu pasiunile Lui. De aceea poți striga împreună cu psalmistul fiului lui Core din Psalmul 42, ce frumos sună: Dumnezeul vieții mele. Extraordinar. Știți cine poate spune așa? Vizitați un azil de bătrâni. Uitați-vă în dosarul bătrânii de 90 de ani, care este lovită de Alzheimer, părăsită de toți. Sau a bătrânii care și-a îngropat cei trei fii și bărbatul. Și ea strigă: Dumnezeul vieții mele. Castitatea este rezultatul unei retrageri, a unei fugi din fața poftei. Castitatea vine din naștere și prin puterea omului câteodată. Puritatea vine însă prin spălare din afară, din partea lui Dumnezeu, și este rezultatul harului, căci noi nu suntem mântuiți prin faptele noastre, prin puritățile, prin castitatea noastră, ci prin puritatea Domnului Iisus Hristos. Puritatea este rezultatul direct al dragostei către o persoană nevăzută, este dorința aceea a așteptării mirelui de către mireasă. Nu-l știi încă, dar prin încredere te păstrezi departe de impuls, poftă și instinct, după ce ai gustat ce înseamnă dezamăgirea propriului trup. Pentru că suntem zei. Și vreau să redefinim cuvântul. Suntem zei, adică suntem copii de Dumnezeu. Spune Petru: părtași firii dumnezeiești. Sunteți fii de Dumnezeu. Suntem zei, nu suntem cimpanzei. Nu suntem o turmă care se împerechează vesel și irresponsabil, ci Dumnezeu ne-a destinat să fim o comunitate a iubirii. Cel care umblă după toate femeile, vânând orice femeie ușor de vânat, n-a înțeles nimic din iubire. Iubirea adevărată limitează la o singură persoană în care descoperi însăși iubirea în celălalt. Don Juan a avut în galeria lui scalpuri, trofee de vânătoare, cum spunem noi, exemplare. A posedat, a luat, dar n-a înțeles nimic. A dominat, dar n-a iubit. Dumnezeu ne crea după chipul și asemănarea sa. El este dragoste, după cum spune Scriptura. Epilog. Sobrietatea. Aș vrea să vă spun soluția mea. Poate funcționează numai la mine,
Dar în acești ani am descoperit că la mine a funcționat în lupta aceasta, lupta oricărui bărbat, nu știu despre femei, cum se luptă cu pofta, dar știu cum se luptă bărbații și cât este de grea, cum spune Grigore de Nisa, este rapidă reacția poftei, te ia prin surprindere, dintr-o dată. Cred din ce în ce mai mult că religia creștină trebuie să fie o îmbinare între două chestii care trebuie ținute într-un echilibru foarte fragil. O veselie cu ironie inteligentă a la Steinhardt. Scriptura nu spune să ne distrăm, să ne nihilizăm, să glumim tot timpul. Scriptura vorbește despre bucurați-vă întotdeauna. Bucuria nu este veselie, hăhăită. Hai, suntem într-o cu dulce petrecere, fain, ne îndreptăm spre ceruri, ne-am luat bilet, să cântăm cântece. Și nici nu este triumfalistă. Aici subliniez foarte mult și cu atenție. Religia creștină nu este triumfalistă. Victorious in Jesus. Amen. Dați-mi voie să vă spun că există căderi, există întristări, există zile, da, chiar și în viața unor păstori și a unor lideri, când nu-ți freci mâinile și spun, băi, ce chef am de studiu biblic, extraordinar, abia aștept să mă pun pe genunchi, să am părtășit, cumpărat un praților și domnul domnule, nu-ți vine, că așa e omul, așa e fratele nostru, tot noi, ca spune, fratele nostru porcul. Este o metateză, fratele nostru corpul, fratele nostru porcul, care te trădează și ai diferite mooduri. Îți joacă feste chimia din organism. N-ai chef. Ți-e lene. Apropo, să vorbim în sesiunea viitoare despre lene. Ți-e lene. Nu vrei. Deci este o bucurie stăpânită, sănătoasă, ironică, combinată foarte mult cu autoironie, deci nu trebuie să te iei foarte mult în serios. Trebuie să intri sub autoritate, în ucenicie, conștienți fiind că fiecare își tânfundă înseamnă un pas înainte întotdeauna, când nu-ți mai vine, îți trebuie ajutor. Și o sobrietate liniștită, aproape tristă, nu acră. Creștinii nu au voie să fie acri, dar trebuie să fie sobri. Vedeți, în Scriptură nu se spune că Iisus a râs, dar ni se spune că a plâns. Vedem o sobrietate generală în viața lui Iisus. În tradiția orientală, patristică și în pateric, avem acest obicei al plânsului pentru păcate. Călugării din pustie, după ce au devenit monachi, dormeau în sicrie, ca să se obișnuiască cu ideea. Și întotdeauna când ducei la culcare, spunea, sunt mort, am murit, eu am fost îngropat împreună cu Iisus, că nu trăiesc altă viață, trăiesc pentru viitorul escatologic. Distracția, uitați-vă cum sună, distracție, mă distrez, ceva și te distrez. Mă distrez, eu te distrez, tu te distrezi, noi ne distrăm, adică ne distragem. Distragerea înseamnă abaterea, ieșuarea de la lucrurile esențiale. Nu mai poți să te gândești. Zilele trecute am avut o problemă de sănătate și m-a întrebat un prieten ce face. Dom'le, aș avea chef să mă uit la un film prost. Vreau să mă uit la un film prost. Recomandă-mi un film prost. De ce? Ca să mă distrag. Ca să-mi anesteziez mintea, că dacă stau și mă gândesc la cum mă simt și mă autoanalizez, vreau să mă... Asta înseamnă distracția, entertainment. Este diabolică. Abaterea de scopul esențial al vieții ne umple de liniște și de patim. Ce e de făcut? Facebook-ul este o creație fascinantă și are o capacitate fascinantă de a te distra. În acest minut, vezi o fetiță bolnavă de cancer cu 10 ani, la 10 ani, lăcrimezi, părinții cer, este un mic videoclip și spune, faci o donație și ești sfârșiat până în străfunduri și te gândești la copiii tăi. Asta se întâmplă în primul minut. În următorul minut, un videoclip cu Stan și Bran. Și exemplele pot continua. Dragii mei, asta este nebunie. Întotdeauna când îmi controlez zidul la Facebook, îmi fac curaj. Și îmi pun cronometru pentru că mi-am fixat timp deja ca să survolez tot ce este și pentru că simt, ceea ce simt este ceea ce simte becul când îl simt și l-a prins de multe ori. Este ca și când făceam sport și intram pe tatami și făceam sparring, știam că eu primesc pumni în cap și te pregătești pentru primit pumni în cap. Deci te duci și ăla știi că o să-ți dea pumni în cap. Exact așa se întâmplă. Dezechilibru spiritual este acolo. Dar, dragii mei, zilele acestea, pe acest nerușinat și dezavoat și blestemat Facebook, pe care toți îl folosim și o să-l folosim în continuare, pentru că scoate și escavează și mizeriile din noi, dar și lucrurile bune din noi, a circulat un videoclip. După cum vedeți, m-am schimbat la față.
Nu pentru că am vrut să schimb decorul în seara aceasta, ci am vrut să fac un exercițiu de dragoste cu următorul, cu următoarea motivație. Musulmanii poartă barbă. Dincolo de baticul care le masca fața în videoclipul decapitării celor 21 de frații noștri copți, poartă barbă. Barba de asemenea este un semn al doliului în lumea orientală. Imediat urmează o perioadă de post în Biserica Ortodoxă și de meditație și de întristare și de cugetare la lucrurile sfinte. Interesant este că astăzi în Biserica Ortodoxă a fost pomenit, că nu pot să spun celebrat, pomenită izgonirea lui Adam și Eva din Rai. Motivul pentru care mi-am lăsat barba a fost după ce am vizionat acest videoclip și un altul înainte, când am văzut decapitarea celor 21 de creștini copți, am simțit mânie, frustrare și mi-am mișcat degetul arătător din reflex. În armată am fost mitralior de companie și am simțit mânie și am simțit că m-aș duce acolo și m-am întrebat oare când să fac înrolări, dar apoi s-a petrecut ceva foarte ciudat. Mi se întâmplă adesea. Am încercat să privesc dincolo de bandanele negre. Acei oameni și ei sunt creația Domnului, au fost cândva copii, alăptați și alintați de mamele lor. Unii probabil că au decapitat un om pentru prima dată în viața lor. Dacă ați urmărit cu atenție anumite secvențe de milisecunde, vedeți că unii au ezitări. Am avut imediat o viziune. Am văzut salopetele negre și cele portocalii că au dispărut și s-au unit dincolo 42 de salopete albe. Acolo nu mai sunt nici salopete albe, nici salopete negre, nici salopete oranj, acolo sunt inimi. Inimi nerăscumpărate. Te poți uita la un om în două feluri. Ca la un om care urăște, care face rău, care ucide, sau prin ochii lui Dumnezeu. Femeia pierdută de centură este o inimă care are nevoie de Dumnezeu și de iertare. Violatorul și viețașul de la Gherla sunt inimi care au nevoie de iertare. Dragostea noastră creștinească este o dragoste întristată și sobră și singurul răspuns legitim la uciderea celor 21 de creștini copți este să iubim pe cei din spate, rândul 2. Să iubim și să-i copreșim cu dragoste. De fiecare dată când în această perioadă mă voi uita în oglindă și îmi voi vedea barba, îmi voi aminti de barba ascunsă de bandane, mă rog pentru ei și mă voi ruga pentru ei tot postul acesta până la Paște, pentru cei 21 de ucigași, mă rog Domnului să-i întâlnesc în cer, pe toți 21. Mă rog Domnului ca să fie atât de impresionați de mărturia creștinilor. Unii au strigat Allah este mare, cei de jos din rândul 2, unul s-a auzit. Și interesant că n-au editat videoclip, au lăsat să se audă Iisus, Domnul meu. Eu voi purta doliu pentru cei 21 și ca un stâlp de aducere aminte. De câte ori mă privesc în oglindă, îmi voi aminti nu numai de bărbile musulmanilor, ci și de bărbile celor care au fost decapitați. Bărbile lor au fost înroșite în sânge și puse pe spinările lor. Dragii mei, după ce te uiți la o astfel de scenă, te mai poți lăsa de impuls și să zici, hai să văd 50 de nuanțe de gri? Este trivial. În momentul când te gândești la viață și moarte, la faptul că ești muritor, și ființa din fața ta este muritoare, obiectul poftei tale este muritoare și este o ființă nerăscumpărată, când o privești din perspectiva lui Dumnezeu, încep să se domesticească poftele din lăuntru. Dragostea este cea care va rămâne. Dragostea este cea care convertește pofta și dragostea nu pe care o strângi tu din pumn și din dinți, spui, vreau să-l iubesc pe musulman, vreau să-l iubesc pe vrăjmașul meu, că nu poți. Eu n-am putut să-l iubesc pe ucigașul tatălui meu până când Domnul nu mi-a schimbat inima și mi-a turnat din dragoste, din dragostea lui și paharul tău este plin de peste el și numai în momentul când Dumnezeu îți toarnă dragostea lui, când poți să spui că Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, atunci Hristos te umple cu dragostea lui, pentru că singur nu poți, am fost răstignit împreună cu Hristos. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum într-un potesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dragostea este îndelung răbdătoare. Ea nu spune, acum, acum fă! Este plină de bunătate. Nu ironizează, nu batjocorește,
nu ustură cu vorba, când celălalt nu răspunde cum vrei. Dragostea nu invidiază. Dragostea nu se laudă. Observați cum trecem prin celelalte păcate despre care am discutat. Nu se umflă de mândrie. Invidia, mândria, nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său, nu este egoist. Nu se mânie, nu se tumefiază în sens etimologic. Nu are mânia aceea a dorinței de posesiune cu orice preț. Nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, că în felul ăsta ai și tu un ascendent asupra celuilalt și celălalt a greșit, așa că sunteți echivalenți, tu ai greșit și te știi că ești jegos, sufletește, dar lasă că mă bucur de nelegiuirea ei, că și ea a greșit, deci acum suntem echivalați. Și se bucură de adevăr și acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Spun aceste patru verbe în dreptul soției mele, mi-este foarte greu să le spun acum, dar trebuie să le spun în dreptul musulmanilor care mi-au ucis frații. Sufere totul, acopere totul, nădăjduiește totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Poftele vor pieri odată cu tine. Spune Apostolul Pavel, Dumnezeu va nimici și pântecele și mâncărurile pentru pântece. Și trupul acesta va fi dizolvat pentru a fi înlocuit cu altul. Dar ceea ce va rămâne și nu va pieri este dragostea. Dragii mei, Scriptura ne invită la o sobrietate calmă, zâmbitoare și bucuroasă. Există tot felul de imagini, că tot amintit de Facebook, keep calm, păstrează-ți calmul și fii sobru. Robert De Niro spunea, e atribuită lui, când vine depresia pe lângă tine, zâmbește, depresia o să creadă că ești tâmpit și fuge. Aș refraza, când pofta vine și te ispitește, la fel aceeași strategie ca atunci când îți dă târcoale ursul, prefă-te mort, fă pe mortul, va crede că ești mort și va fugi. Dar noi nu trebuie să ne prefacem că suntem morți, căci am murit împreună cu Hristos și am înviat la o nouă viață împreună cu Hristos. Nu știu dacă ați făcut acest lucru dimineață. În multe biserici din lume astăzi s-a propus ca să se păstreze un moment de tăcere pentru cei 21 de creștini copți care au fost uciși. V-aș invita să facem acest lucru. Dacă ați găsit videoclipul respectiv, în timp ce se spune acest poem, aș vrea ca să avem un moment de tăcere în dorința de reîntâlnire nu cu cei în salopete portocalii, în dorința de reîntâlnire cu cei în salopete negre și să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care sunt morți, nu decapitați, ci morți în păcatele și greșelile și poftele lor. Aș vrea să vă invit la un moment de reculegere, de meditație împreună cu alte biserici. Putem să ne ridicăm și să ascultăm. Pentru cei care citesc limba engleză va fi mai simplu, dar cred că majoritatea veți înțelege. طابورين ماشيين جنب بحر في يوم بكى كل العباد طابور سفاحين وطابور أعز الولاد طابور في إيديهم سكاكين وطابور لإيدين مربطين لكن شداد طابور بيبصوا من فتحة للعينين وطابور عينين للسما متثبتين في عناد طابور واقفين وشايلين موت وطابور راكعين والحياة تانية على أتم استعداد طابور حس عالي وزعيق وتهديد ووعيد وطابور هدوء وسلام على القلب ساد سؤال هو مين خايف من مين؟ طابور الهامات العالية المكشوفة الممدودة للسماء؟ ولا طابور الروس الملفوفة في السواد؟